hat, da. Am găsit-o? Da. Unde? Și tocmai și mini venea făcea rondul din seara. Nu, am venit imediat, m-a sunat directorul. Dumneavoastră ați deschis, cred că aș suna la director, direct, am venit eu la serviciu. Furam fabrica. S-au fi sunat ăia, Midepa. Midepa. Că eu n-am mai sunat la Midepa că dezarmez. Știi ce făcuse? M-am scos 2 lei să-i pun, să-i dau lui Cernata și în loc să pun portofelul în geanta asta, l-am pus în geanta aia care stau la serviciu, înțelegi? Uh-huh. Pentru că nu aveam, de-aia ziceam că n-am avut unde să-l las, pentru că eu când am plecat din birou, mă uit, știi, dacă uit telefonul, portofel, ceva. Da. Și n-aveam, n-am găsit, am văzut că mai sunat, dar mă uit eu pe ei mi-a răspuns Radu. Ți-a răspuns Radu? Aha. Zice că ascult muzică. Bine. Ascultă eu. M-am uitat la tine în mașină, zic că măcar nu mai dă da. Și doar mă uit să văd dacă ies sau fără grijă. Că Abraham cu Radu și cu niște cazdurile, dragi, toate, da. Deci, dar mai mult după actele astea de identitate. Nu știam carduri după alea, dar asta m-a întrebat. Știi că în rest... Și facturile alea de la carcer sunt la dumneavoastră. Mi-a zis Lucian că vi le-a dat. Să-i le dați lui... Care dracu facturi mi-a dat, mă? Iar începe. Cum mi-a dat mie el facturi? Mi-a dat mie el. De ce nu l-a dat el? Le-a păstrat el. Cum mi l-a dat mie? Adică cum mi l-a dat mie? Doamne, maica, domnule, ce factură am avut, l-am dat. Extraordinar. Ce răspund eu că mașini de asta? De ce era să mi le dea mie facturile de la... Oricând nu se găsesc la nebun. Nu, că mă duc la ei, la măia și le iau. Dar dacă le-a dat, că nu știu unde le-ați dat și voi. De aici încolo aduceți-mi el, mă, mie. În mână mie. Când aveți câte ceva... Eu, de exemplu, o am... Nu ai că îi le-ai dat lui X, lui Y. Când vă să duc de-astea de... Eu răspund, dar el mi-a... Că eu trebuie să eu am pasta care o am, dar, nu? Dacă le-a dat, sunt pe mail, că noi orice factură, în momentul când a venit, le-am dat-o dumnealor, înțelegi? Adică eu când dau actele, chiar vreau să le dat. Și că mi le-a dat mie? Și tu unde le-ai notat la tine acolo, măi? Dacă mi le-ai dat mie? Cu ce că mi le dai așa, notează-le pe caiet, pe ce? Nu că mi le dai așa ca pe... Că e două. De ce să mi le dai mie, măi? Eu n-am avut nicio treabă cu facturile alea dacă erau pentru expert. Da, pentru expert. Mai ales că el a venit cu ea la mine și am zis nu mi le aduce mie, că sunt pentru expert. Am spus clar. Și atâta mă enervez de dimineață. Chiar nu vreau. Chiar nu vreau să mă enervez. Că v-am zis că m-a sunat ieri. Cum mă că te-a sunat, domnule? Și zice, băi, nu e mai niciuna la mine. Pe mine chiar aduceți-le la mine, dar decât să le duceți așa de la Ana la Caiafa și tot la... Păi dar nu, ăsta e mersul. Toate actele s-au duc la contabilitate. Bine, auzi ce zice dânsa, că nu e la dânsa. Nu, dar expert. De expert vorbim, nu de arpacor. E de expert factura. Păi și tot același lucru. Cum e același lucru dacă e expert? Cum le dați și pe celelalte avize, așa faceți și cu asta. Ia uzi, mă. Așa că, măi, n-a mai. Da, nu le găsești, du-te și caută-le și le-a dus la mine, nu că dacă... Nu, că îi le duc lui. Da, e de, că îi le dă, de, sunt de expert, mi le lasă mie, auzi. Facturi, eu am expert.